Cred că nu crești dacă nu te pui în situații dificile. Sunt Sorin Florea, sunt fotograf, regizor și îmi place să mă pun în situații dificile. Pe locul 2, în lista de fotografii pe care probabil n-ar fi trebuit să le faci niciodată cu telefonul, e un studiu de mișcare. Și nu mă refer aici să surprinzi o bucată dintr-o mișcare, ci să surprinzi întreaga mișcare în o singură fotografie. La shooting-ul ăsta am fost un pic neîncrezător sau temător. Trebuia să declanșez blitzul, trebuia să declanșez camera și trebuia să întâmple mișcarea. Se aprindea o lumină, una ca asta, se făcea focus, se verificau setările, se făcea beznă complet, nu vedeam nici modelul și de acolo făceam o serie de câteva poze. Ce îmi place foarte tare, modul în care se descrie întregul range de mișcare, tridimensionalitate. Și cumva mi se pare și că reiese lejeritatea cu care Eva a făcut mișcarea asta. O fotografie reușită, din în sensul ăsta de studiu de mișcare, are mai multe elemente. Cât de grațioasă e mișcarea, cât de completă e mișcarea și din ce punct începi să fotografiezi mișcarea. Iar imaginea finală descrie și mișcarea și spațiul în sine. Welcome to the wild side.